Instituțional nu avem nicio competență legată de acest obiectiv, creat în mod natural pe o cale ferată, care, așa cum se știe, este în administrarea CFR Călători. Nu aparține de dumneavoastră? Nu aparține de Consiliul Județean. Numele și funcția dumneavoastră? Camelia Basaraba, șef serviciu comunicare. Chiar așa de mare grandomania chestia asta, să facem unul ăsta pentru că... Dacă nu aveți punct turistic, de informare turistică, nu este comună, mă zic. Și dacă chestia asta, noi nu avem teren în jur, nu avem nicio clădire decât asta primărie. Și în ordine cer, cu Uniunea Europeană, au zis și la Brebă. Au clădire ca lumea mare, cu panouri, cu nebunii, cu... Și ce să vedeți? Că noi, ca la Caransebe, la Caransebe știi că noi nu lucrăm cu lumea. O zi bună! Sănătate, la revedere! Să rămâi în urma bine! Tunelul Iubirii. Știi că nu mai există. Nu știu, șefule, e pe stradă la mine, dar nu știu. Nu mai, s-a terminat. Nu sunt aici, s-a terminat. Hai, salut, o zi bună. Salut. Uite, ce știți de Tunelul Iubirii, dragi mea, de aici? Oh, nu știu nimica. Nu? Nu, n-am fost. Mulțumesc. Întrebăm pe doamna frumoasă. Sărumâna, spuneți-mi, ce știți de Tunelul Iubirii, dragi mea, nu știu. Ce știți de Tunelul Iubirii de la dumneavoastră de aici, din comună? Eu nu cunosc. De-ai nu sunteți? Cunosc problema. Sunteți de aici din sat? Da, da. Dați auzit de el? Am auzit, dar nu cunosc. Eu sunt om mai în vârstă și nu m-a interesat chestia asta. Mulțumesc frumos! Știu că înainte veneau oamenii foarte mulți aici pentru Tunelul Iubirii. Da, dar nu știu acum. E o nenorocire. Ce e acolo. Nu a făcut nimeni nimic să-l întrețină. Nu știu, că n-am fost niciodată. Sunt de aici, dar n-am fost niciodată. Ați fost la tunel? N-am fost eu. Păi de aici la... N-am fost. Dar ce ați auzit de el?
Am auzit că domnul Mestrenu și ori crescut lemne mari, pădure, tufăriș. Și că domnul Mestrenu ultima dată a rupt crengi acolo, s-a făcut tunel, dar eu n-am făcut acolo. Am înțeles. Dar mai vin turiști acum, că am înțeles că e distrus de tot. Nu știu, n-am fost. Nu, dar noi atunci trecăm pe stradă, pe aici. Ori mi-a trecut ani în urmă, dar acum n-am văzut de mult. Linia ferată, frumos făcută așa, cu amei din ăla, foarte frumos a fost. Dar... S-a distrus. S-a distrus. Dar dacă... a făcut cineva ceva, rug măcar? Nu, nu, nu. Nu-i nimica. Nu-i nimica, exact cum a mai crescut din nou și e tot acum, nu se mai... Distruge fereu și... Puteți să mergeți până acolo sus și să vedeți. S-a crescut pădure. E pădure acum. Spuneți-mi, dar înainte veneau turiști? Ori veni, da, ori veni și mașini străine de Germania, de Austria veneau. Și acum? Acum ce să mai vadă? Ce să mai vadă? Dacă era făcut, era altfel. Vadă nenorocirea care s-a făcut în locul CFR-ului. Mi-e pare rău. Ce spune asta? Ce se vadă? Pădure? Să vadă nenorocirea ce s-a făcut, ori distrus CFR-ul. Altfel ce se vadă? Mulțumesc frumos. Sărăcie. Așa, doamna, numai un pic dacă vreți să... Deci aici a fost tunelul. Da, acolo în spate a fost tunelul. A fost frumos. Asta e. Ce să faci? Am înțeles că ați văzut și miri și mirese pe aici. Da, ori trecut cu mașinile. Și mulți străini ori veni cu mașinile. Era o altă dată, sâmbăta, era ca pe autobandă mașinile veneau. Acum nu o să stai nici măcar ciudat Dumnezeu să păstreze. Nici, nu. Asta e. Trebuie să ne mulțumim și cu așa. Că n-avem încotro. Da, dar nu e în regulă. Nu e în regulă. Dar cine să facă? Cine să facă? Cine să ia inițiativă? Ne pare... Deci nici ce le-a dat Dumnezeu. Nici ce le-a dat Dumnezeu, da. Na. Uitați-vă, mai poate să vină trenul pe aici. Nu mai poate să vină trenul. Și dacă l-ar pune din nou pe linie, nu ar mai putea merge? Nu. Nu. Cu multă muncă, da. Da, curățat și defrișat. Curățat, defrișat, atunci s-ar putea trece. Da, mai e ce a fost tunelul iubirii sau nu mai e? Deci nu mai e nimic, niște iubirică. O fost niște tufe. Niște băgrini de la tren, cum zombinat și ăla i-a făcut tufe, ce vedeți acolo? Deci nu mai e ce a fost. Nu, dar a tot trecut trenul și zombinat băgrinii. Ce aia a fost tunelul? Iubirii. Și au venit turii să viziteze. Vin mulți, dar degeaba, că n-ai ce să vezi acolo. Ați fost până acolo? Am fost. Nu, păi și ce ați văzut? Dar nu de aici, gărai. De la linii de aici, vă spun eu unii să vă duceți să vedeți mai bine. Când treceți către oțelul, să faci eu pe grădină. Un drum la dreapta pietruit așa, acolo. Acolo de acolo îl vedeți mai bine, dar deci... Aceea este, unde a strâmb calea ferată, ăla îi zice tunelul Dragostei. Asta îi zice tunelul Dragostei. Da, aici unde e calea ferată, unde a strâmb cu linia. Păi dar nici n-am cunoscut că e tunel. Deci păi nu, e numai tufele așa, e linia cum se vede așa în sus și în jos. Dar înainte a fost mai frumos. Mai vedea... frumos, nu mai se mai vedea, mai trecea, mai trecut cât un tren rar, dacă nu mai trecut nimic, s-a închis tot. Apoi a pus piatră peste linie, nu se mai vede, că nu mai circulă niciun tren, să știi dumneavoastră. Nu mai circulă nimic, trenul de bă 2-3 ani. De-aia nu se mai vede nimic la calea ferată. Ați mai văzut vreun turist trecând pe aici să vină la tunelul Dragostei? A, nu mai veni, băieți. Și ce spun oamenii? Păi n-am vorbit cu eu, m-au apărat de câini, cam câini, cam râi. M-am spus la ei, oamenii s-au uitat pe acolo și mă întrebă, băieți, care sunt? N-am eu treaba lor. Da. Unde e tunelul Dragostei? Hai ce mergeți, mergeți cu mine și vă arăt. Ne arătați? Da, hai cu mine că vă arăt eu, imediat, vă arăt eu. Haideți cu mine că vă arăt eu unde e. Nu, presatul aici, uitați. Unde e? Uite aici, domnule, uite calea ferată aici. E o trasă aici cum o turcit. Aici e calea ferată. Trasă pe aici, mai. Uite pe aici în jos, pe asta e tunelul. Aici la bale. Ăsta e tunelul? Da. Păi seamănă mai degrabă cu tunelul Groazie, nu al Dragostei. Și aici în sus, uitați, domnule, de aici, pe calea Prada, domnule. Păi nu mai avem ce. Uite aici tufele în sus, pe aici, drept. Deci ăsta e tunelul Dragostei. Ăsta este, altul care să vă dau.
Spuneți-mi, dar am înțeles că veneau turiști din țară să-l viziteze. Nu știu eu, că nu-ți bate pe câteva zile, eu stau acasă. A, nu, dar zic nu, dar înainte, într alți ani. Veneau, treceau copii, oameni, toate părțile. Și acum? Nu mai văzut pe nimeni, pustiu. Mai bine rar, care vin să uită. Și dar cum ce se bate? S-a închis. S-a închis toată calea ferată, nu mai curăță nimic. Mergeați de aici până la Glâmboca, mergea pe aia. La pot. Dar nu știu dacă s-o mai vede de dincolo, că e mai cale să vadă. Ia să vă arăt eu de aici, să vedem să mai vede. Pe aici, pe după. Se poate, dar trebuie să ocoriți pe aici, așa. După da, dar și acolo e acoperită de tufe, ca aici. Păi, pe tot de rândul, de aici până la Glâmboca. Și până la Obreja. Până la Caransebe, cine circulă? Câte trenuri erau înainte pe zi aici? A, păi nu știu asta câte erau. Erau navetiști? Înainte pe Ceaușescu erau multe, erau. Acum nu mai e nimic. Le explic, uite aici a fost tot, dar ei ce să le spun. Și ce spun oamenii când văd dezastrul ăsta? Păi eu îi întreb, eu îi las în pace. Zic că au acoperit și calea ferată și tot. Păi aici a fost trecătoare înainte. Da, bă. Puteți vă duceți, că nu-i nimic dacă puteți merge. Că e numai tufă. Bă, tot, e nu, cale. Da, e frică de șer, mergeți un pic cu el, arătați. Nu, e șer pe aici, doar ce spuneți așa, mergi pe cale pe aici. Gata, uico, gata. Unde e cale pe aici? Unde dincolo iese iar la lumină. Ia uite, dincolo iese la lumină. Că trebuie să a plecat, e râd. Te văd cu gâtul. Restul e urât. Deja nu vă mai văd și nu sunteți nici la 2 metri de mine. Nu, bă, păi e numai tufă tot încolo, nu poți să mergi. Asta nu mai e tunelul dragostei. A, atunci e tunelul lui Dumnezeu ce știu eu cu ea. Așa de frumos e cu picioare din gara, ce era? Asta ar fi normal intrarea în tunelul dragostei. Spre tunelul dragostei.